Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia lui Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21, până la finalul acestui capitol, versetul 35 inclusiv. Matei, capitolul 18, de la 21 la 35. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Petru s-a apropiat de Iisus și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi cine ești dator. Tovarășii lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au auzit tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus, le-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se vedea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să-i ocupați locul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, în modul cel mai sincer, pentru faptul că în seara aceasta mi-a dat prilejul să fiu împreună cu dumneavoastră la această părtășie și mi-a dat ocazia să fiu în Biserica Maranata, prilej cu care aș vrea să vă mulțumesc personal pentru faptul că ați demonstrat că sunteți parteneri cu Radio Vocea Evangheliei, atât toată biserica, dar și persoane individuale care fie în mod regulat, chiar lunar, unii sporadic, simțiți, ați simțit și veți simți cu Radio Vocea Evangheliei. Mă bucur să știu că sunt aici inimi care bat și pentru lucrarea aceasta și îmi dau seama că sunt și multe alte preocupări în câmpul Evangheliei și mă bucur de generozitatea de inimă care ați arătat-o. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvinteze și aș vrea acum, pentru că am venit pentru a sluji din cuvânt, să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la iertarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Urmând ca, în final, în baza acestei pilde, să înțelegem maniera în care și noi, ca oameni, trebuie să ne iertăm unii pe alții. De fapt, mântuirea oamenilor constă și în iertarea păcatelor. E adevărat că mântuirea comportă mult mai multe aspecte, dar printre altele, în
faza sa incipientă, mântuirea include și acest aspect al iertării păcatelor. Când Ioan Botezătorul a fost chemat ca să facă o lucrare, i s-a spus că el va da poporului cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Și dacă vrem să știm că un om este în procesul mântuirii, el trebuie să fie sigur de acest prim aspect. Și anume, că a fost iertat de păcate. Acum, aș vrea să observăm trei lucruri privitoare la iertarea pe care o acordă Dumnezeu oamenilor. Și primul lucru asupra căruia aș vrea să vă rețin atenția este următorul, bazat pe această pildă rostită de Domnul Iisus Hristos. Iertarea de păcate este imposibilă. Poate o să spuneți, Daniel, cum adică? Vrei să ne vorbești despre iertare și tot tu spui că din start iertarea este imposibilă. Nu vă grăbiți să mă contraziceți? Haideți să ne uităm în textul acesta. E o pildă în care un împărat vine să facă socoteala cu robii săi. Și întâlnește aici o situație care arată că, practic, omul acela nu putea să fie iertat. Și sunt trei motive pentru care iertarea era imposibilă. Și în raporturile noastre față de Dumnezeu, iertarea este, practic, imposibilă. Din următoarele rațiuni. În primul rând, datorită dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu privește la noi, toți oamenii de pe pământ, și în conformitate cu sistemul legislativ divin, în conformitate cu Constituția cerească, toți oamenii de pe pământ figurează la Dumnezeu ca fiind vinovați, păcătoși, cu datorii. În actele contabile ale cerului, toți avem probleme. Aceasta este realitatea. Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și aceasta este pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru orice persoană de pe pământ. Știți care este pedeapsa? Moartea eternă. Datorită păcatului, oamenii sunt sortiți pedepsei. Așa spune evidența contabilă a lui Dumnezeu. Acest împărat a venit să facă socoteală. Și actele de contabilitate arătau că unul din robii săi avea datorii. Și în conformitate cu dreptatea, trebuia ca omul acela să fie vândut, trebuia să se plătească datoria. Dacă nu are cine să plătească, pedeapsa este aceasta. În dreptul nostru, din punct de vedere spiritual, moartea eternă. Și de aceea, iertarea este imposibilă. Există și un alt motiv pentru care iertarea, din perspectiva lui Dumnezeu, raport față de umanitate, este imposibilă. Datorită imensității datoriei acumulate. Uitați-vă cât datora omul acesta. V-ați uitat? Aici scrie 10.000 de galbeni. La subsol, talanți. Talantul era, în vremea aceea, valoarea cea mai mare din sistemul monetar. Și ca să vă faceți o idee cam cât era un talent, cât valora, închipuiți-vă doar faptul că Irod câștiga în fiecare an 900 de talanți. El, Irod. Erau câteva provincii, Iudeea, Idumea și Samaria, care plăteau 600 de talanți către imperiu. Trei provincii care plăteau anual sumele acestea. Oi, imaginați-vă că omul acesta, el unul,
o persoană fizică, nu era nici firmă, nici nimic. El datora 10.000 de talanți. Impresionant! Foarte mult! Omul acesta n-avea nicio șansă să-și rezolve problema. Ei bine, datoria noastră, din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu, are dimensiuni eterne. Spune în cartea Psalmilor în felul următor. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor tale, e o întrebare retorică, cine ar putea să stea în picioare?